Autoritățile județene și personalul medical depun toate eforturile pentru a veni în sprijinul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 în județul Mehedinți. Lor li s-a alăturat asociația Masa Rotundă, astfel încât de acum numărul de paturi unde pot fi internați pacienții a fost suplimentat cu 50 la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a făcut un nou apel către populație să respecte măsurile de prevenire a răspândirii virusului și să se vaccineze, astfel încât să scadă riscul de a ajunge în stare gravă la spital în urma unei eventuale infectări. Situația epidemiologică este departe de a intra pe o constantă de la care să așteptăm scăderea cazurilor. Numărul infectărilor crește de la o zi la alta la nivel național și la fel se întâmplă și în județul Mehedinți. Situația critică cere implicarea autorităților și găsirea de noi soluții pentru a mări capacitatea de internare a pacienților cu forme severe și grave. În județul Mehedinți, toți factorii implicați au depus eforturi substanțiale pentru a nu avea parte de incidente și tragedii care, din păcate, au fost prezente în alte zone ale țării. La Spitalul Județean de Urgență, în fiecare zi se caută noi posibilități pentru a veni în sprijinul cetățenilor care cer ajutor medical, în ciuda faptului că personalul este copleșit. În această seară, o asociație, Masa Rotundă Drobeta, ne-a adus un număr de 30 de paturi și în cursul zilei de astăzi, unitatea noastră spitalicească, pe lângă 193 de paturi pentru boli infecțioase COVID, am mai alocat încă 50 de paturi pentru pacienții de boli infecțioase cu infecție SARS-CoV-2. Deci, încă o dată precizăm, venim în sprijinul tuturor pacienților care au nevoie. Ca un exemplu, într-o zi externăm 10 pacienți, dar internăm 25-30 de pacienți, cu o durată medie de spitalizare 10 zile. Este foarte mult. Această zonă unde am alocat aceste paturi, există două surse de oxigen, avem o rampă de oxigen și de gaze medicale, ceea ce pentru noi este o gură de oxigen, să spunem așa, și astfel pacienții noștri beneficiază de oxigen medical așa cum este prescris. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a depus toate eforturile pentru a veni în sprijinul sistemului medical din județul nostru, de care beneficiază atât persoanele infectate cu virusul COVID-19, cât și cetățenii care suferă de alte afecțiuni. Cea mai recentă măsură a dus la creșterea capacității de internare în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin pentru pacienții COVID-19. Astfel, au fost identificate spațiile, s-au realizat circuitele separate și s-au amenajat 50 de noi paturi unde vor fi internați pacienții care au nevoie de spitalizare. Președintele Aladin Georgescu a transmis de asemenea un mesaj de solidaritate, dar și de responsabilitate cu privire la actualul context pandemic. În cadrul măsurilor necesare pentru a sprijini activitatea personalului medical și pentru ca fiecare dintre pacienții infectați care ajung la spital să poată fi tratați, în cursul zilei de duminică am avut o întâlnire în cadrul unității împreună cu prefectul județului, directorul DSP Mehedinți și conducerea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Am căutat soluții pentru o nouă suplimentare a numărului de paturi pentru pacienții COVID-19. Astfel, au fost identificate spațiile, s-au realizat circuitele separate și s-au amenajat 50 de noi paturi unde vor fi internați pacienții care au nevoie de spitalizare. Aseară, cu sprijinul asociației Masa Rotundă, spitalul a primit paturi pentru a suplimenta numărul celor pe care unitatea le avea deja. În prezent, în Spitalul Județean sunt 243 de paturi destinate pacienților COVID-19. Momentele prin care trecem cer implicare și solidaritate din partea tuturor și le mulțumim celor care se implică în gestionarea situației epidemiologice și a numărului mare de pacienți care ajung la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Este nevoie și de responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi să respectăm măsurile de limitare a răspândirii virusului, să vă vaccinați dacă nu ați făcut-o deja și să avem grijă ca și apropiații noștri să facă la fel. Sănătate multă tuturor! Edințenii conștientizează gravitatea actualului context social și criza medicală prin care trece țara noastră. Guvernul României
nu a luat nicio măsură pentru a evita dezastrul provocat de cel de-al patrulea val al pandemiei, deși specialiștii au anunțat încă din vara acestui an că ne vom confrunta cu o tulpină a virusului mult mai periculoasă. Astfel că o mare parte din implicare se datorează autorităților județene și a oamenilor cu suflet mare care au dorit să sprijine sistemul medical din Mehedinți. În condițiile înmulțirii cazurilor de coronavirus cu situație mortală, era necesar să se înmulțească paturile de la ATI. E mijlocul cel mai benefic pentru bolnavii care au nevoie de asemenea îngrijiri, oxigenare și așa mai departe, tratamente specifice. Da, așa că e bine. E un lucru bun și cred că avem semnale că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău și să nu ne mai prindă nepregătiți. Din punctul ăsta de vedere că s-au ocupat și au făcut să nu mai ducă nu știu unde și asta e un lucru bun. S-a adus, e bine, adică trebuie să fim asigurați, dar nu e bine că nu-i protecție, oamenii umblă ca animale. Fără discuție că îi va ajuta, orice lucru care se suplimentează e în beneficiu acelora care beneficiază de acel supliment. Eroii în alb duc adevărate lupte de gherilă cu acest dușman invizibil, care din păcate ia din ce în ce mai multe vieți, lăsând în fiecare zi familii îndurerate în urmă. Este nevoie de responsabilitate și solidaritate în aceste momente în care sistemul sanitar este supra-solicitat, iar cadrele medicale depun eforturi uriașe pentru a diminua numărul de români care pierd lupta cu această boală.